Sefer Șoftim, judecătorii capitolul 16 mișon a plecat la Aza, acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. S-a spus oamenilor din Azah, mișon a venit aici și l-au înconjurat și au pândit toată noaptea la poarta cetății. Au stat liniștiți toată noaptea și au zis, Când se va lumina de ziua, îl vom omorâ șimșon a rămas culcat până la miezul nopții. Pe la miezul nopții s-a sculat și a apucat porțile cetății cu amândoi stâlpi, le-a scos împreună cu zăvorul, le-a pus pe umeri și le-a dus pe vârful muntelui din fața Hebronului. După aceea a iubit pe o femeie în Valea Sore. Ea se numea Dalila. Domnitorii peliștilor s-au suit la ea și i-au zis, în duple căl și află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim ca să-l legăm și să-l slăbim și îți vom da fiecare câte 1100 de sicli de argint. Dalila a zis lui spune-mi, te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare și cu ce ar trebui să fi legat ca să fii biruit? Și Mșon i-a zis, dacă aș fi legat cu șapte funii noi, care să nu fie uscate încă, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Domnitorii peliștilor au adus Dalilei șapte funii noi, neuscate încă, și ea l-a legat cu funiile acestea. Iar niște oameni stăteau la pândă la ea într-o odaie. Ea i-a zis, peliștii sunt asupra ta și Mișon. Și el a rupt funile cum se rupe o ață de câlți când se atinge de foc și astfel n-au știut de unde-i venea puterea. Dalila a zis lui Șmișon, vezi, ți-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum te rog, arată cu ce trebuie să fii legat. El a zis, dacă aș fi legat cu funii noi, care să nu fi fost întrebuințate niciodată, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila, a luat niște funii noi și le-a legat cu ele. Apoi a zis, peliștii sunt asupra ta și mișon. Iar niște oameni stăteau la pândă într-o odaie și el a rupt funiile de la brațe ca pe oață. Dalila a zis lui Șimșon, până acum ți-ai bătut jo de mine și mi-ai spus minciuni, spunem -mi, cu ce trebuie să fii legat. El i-a zis, n-ai decât să împletești cele șapte șuvițe de păr din capul meu în urzea la țesăturii. Și ea le-a pironit cu un cui de lemn în pământ. Apoi a zis, peliștii sunt asupra ta și mșon Și el s-a trezit din somn și a smuls cuiul de lemn din pământ curzeală cu tot. Ea i-a zis, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Iată că de trei ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde îți vine puterea ta cea mare. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul ei s-a umplut de o neliniște de moarte. Și a deschis toată inima în față de ea și a zis, Briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat lui Iahua din pântecele mai mele Dacă aș fi ras puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila, văzând că își deschisese toată inima în față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii peliștilor și a spus, să le spună. Suiți-vă de data aceasta, că și mi-a deschis toată inima lui și domnitorii peliștilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. Ea l-a adormit pe genunchii ei și, chemând un om, a aras cele șapte șuvițe de pe capul lui Șimșon și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci a zis, filistenii sunt asupra ta, Șimșon. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Iahua se depărtase de el. Peliștii l-au apucat și i-au scos ochii, l-au coborât la zah și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță în temniță, dar părul capului lui a început iarăși să crească după ce fusese ras. Și domnitorii peliștilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Elohimului lor Dagon și ca să se înveselească. Îi ziceau: Elohimul nostru a dat în mâinile noastre pe șimșon, vrășmașul nostru. Și când l-a văzut poporul, au lăudat pe Elohimul lor zicând: Elohimul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustea țara și ne înmulțeau morții. În bucuria inimilor au zis: Chemați pe șimșon ca să ne desfete. Au scos pe șimșon din temniță și el a jucat înaintea lor, l-au așezat între stâlpi. Și Șimșon a zis tânărului care îl ținea de mână, lasă-mă ca să mă pot atinge de stâlpii pe care se rezeamă casa și să mă rezem de ei. Casa era plină de bărbați și de femei, toți domnitorii pe liștilor erau acolo și pe acoperiș erau aproape 3000 de inși, bărbați și femei care priveau la șimșon cum juca. Atunci Shimshon a strigat către Yahua și a zis, Yahua Elohim, adu-ți aminte de mine, te rog, Yahua, dă putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să mă răzbun pe peliș pentru cei doi ochi ai mei. Și Shimshon a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei. Unul era la dreapta lui și altul la stânga. Și şi Simșon a zis, să mor împreună cu peliștii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitor și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-o în timpul vieții. Frații lui și toată casa tatălui său s-au coborât și l-au luat. Când s-au suit înapoi, l-au îngropat între Țora și Eștaol, în mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani.